În Prahova, 6 elevi au obținut 10 pe linie la admiterea în licee. Aceștia au avut nota maximă atât la testarea națională cât și în gimnaziu. Printre ei este și Mara Alexandra Surdu, absolventă de clasa a 8-a la Colegiul Național Mihai Viteazu Ploiești. Mara spune că secretul stă în învățarea constantă, așa că rezultatul a fost unul așteptat. Care este secretul unui elev de nota 10? Cred că foarte multă muncă și foarte multă ambiție. Cum ți s-a părut examenul? A fost un examen mediu, la matematică a fost mai ușor decât mă așteptam și subiectele la română nu au fost foarte grele, deși poezia a fost destul de seacă. Te așteptai să iei 10? Nu. La matematică da, dar la română nu. Mă gândeam că o să găsească ceva care nu a fost atât de perfect. Da, e muncă multă în spate. De când ai început să... Așa cum am mai spus, din clasa 5-a trebuie să te pregătești pentru examenul acesta. Dacă alegi să te pregătești pe ultima 100 de metri, nu știu dacă rezultatele vor fi chiar atât de bune pe cât te aștepți. Mara vrea să continue liceul tot la Colegiul Mihai Viteazu, la profilul științe ale naturii. Fata are o pasiune pentru biologie, iar faptul că provine dintr-o familie de medici i-a conturat și mai bine visul de a deveni medic. Vrea însă să studieze medicina în Anglia. Ce planuri de viitor? Păi vreau să urmez liceul tot la Mihai Viteazu, iar mai apoi aș vrea să studiez medicină, fie în țară, fie în străinătate. De ce alegi să pleci din țară? Cred că voi avea mai multe oportunități acolo decât aici, deși lucrurile s-ar putea să se schimbe pe viitor. Medic cardiolog? Da, medic cardiolog. De ce cardiolog? Mi se pare o specialitate frumoasă, mai ales că inima este un organ fără de care omul n-ar putea funcționa și, nu știu, aș vrea să mă dezvolt pe această ramură. Mara este un copil normal, are pasiuni și are timp și pentru prieteni. Deja și-a făcut și planurile de vacanță. Ce alte pasiuni ai tu, în afară de învățat? Păi, sunt ca orice altul de adolescent, îmi place să joc tenis, să scriu, să citesc, să ascult muzică, să ies cu prietenii. Na. Ai timp de toate astea? Da, chiar am timp. Și când mai înveți? Păi, de obicei, dacă vreau să învăț, învăț în timpul săptămânii și în weekend, sâmbătă sau vinerea mai ies. Ce e drept, anul ăsta am dormit cam puțin, dar recuperez acum în vacanță. Ce planuri de vacanță? Vreau să merg cu o prietenă la Sibiu și la Cluj, iar apoi cu mama la Londra și cu părinții în Grecia. Deci va fi o vacanță destul de aglomerată. Eleva de 10-a Prahovei participă încă din clasa a 5-a la diverse concursuri școlare și olimpiade de chimie, limba română, biologie și limba germană, atât la faze județene cât și naționale, de unde se întoarce de fiecare dată cu medalii și premii.